Președintele Senatului a ajuns astăzi la Orșova pentru a-l susține pe candidatul liberal la primărie. Nicolae Ciucă a vizitat și spitalul din localitate, instituție care a creat condiții europene pentru pacienți. Vizita a început la primăria Orșova, urmată de întâlnirea de la sediul PNL din municipiu, după care președintele Senatului a vizitat spitalul municipal. Managerul spitalului din localitate, Adrian Cican, este candidatul liberal pentru primăria Orșova. La unitatea sanitară au fost atrase proiecte importante pentru crearea de condiții pentru pacienți, însă Consiliul de Administrație al spitalului blochează folosirea bugetului. Este o situație care, spune președintele Senatului, trebuie rezolvată urgent. Au fost primii roboți pe proiectul european. Au fost 15 la nivel național și 3 au venit la Orșova. Avem pe CLR. 3? Da. De ce ați luat 3? Pentru că trebuia mai mult. Ne-au tăiat și prietenii noștri de la Fondul European. Aveam 5 pe fiecare secție. Da, câte da, au. Am înțeles. Da, și acest proiect, exact ce vorbeam și cu domnul președinte, o parte din venituri proprii și o parte prin finanțarea de la Romgaz, sponsorizarea de 500.000 de lei. Da, urgența, da. Iar urgența este pregătită și am dotat-o ca la nivel de terapie intensivă, oricând dacă se întâmplă ceva, să putem să luăm din spital și să nu, de exemplu cum a fost pandemia, să nu închidem spital, că a fost închis spital, a fost spital după COVID. Și atunci l-am remodelat și am scos urgențele în afară, am scos inclusiv o parte din cabinetele medicale, le am în interior, dar în zona de parter ca și cu o scară. Aveți și chirurgie, aveți bloc operator? Da, da. Da? Orșova, deși municipiu, este o localitate în care oamenii trăiesc ca la sat. Nu au locuri de muncă și se încălzesc cu lemne, deși locuiesc la bloc. Nicolae Ciucă este de părere că și acest oraș se poate dezvolta, urmând exemplul altor orașe din țară. Putut să discutăm câteva chestiuni legate de nevoile orașului Orșova, pentru că putem să vedem lipsa de investiții și problemele cu care se confruntă din punct de vedere al acestei confruntări politice care impactează practic pe ceea ce poate să reprezinte obiective de dezvoltare în orașul Orșova. Ne spunea domnul director al spitalului câte probleme, câte șicane trebuie să gestioneze având bani, având bani proprii, deci fără să fie nevoie să solicite din altă parte. Aș vrea să vorbesc doar de proiectul pe care nu și-l asumă niciun primar și nu și-l asumat și dumneavoastră presa știți foarte bine, acel proiect de anvergură privind încălzirea în sistem centralizat și prepararea apei calde menajere. Știm cu toții că municipiul Orșova a fost primul municipiu debranșat în 1998 de la rețeaua publică. Știm că acele centrale nu mai există și atunci noi venim cu o ofertă extrem de atractivă și extrem de prietenoasă cu mediul. Și aici vorbim de pompele de căldură și panouri fotovoltaice care nu pot fi făcute decât pe cartiere sau pe un grup de blocuri, pentru că până la urmă asta ar fi pe quartale, exact. Și avem această posibilitate. Un alt proiect pentru revitalizarea Orșovei este cel al dezvoltării sectorului turistic, având în vedere că localitatea are ieșire la Dunăre.